Cel mai mare poet român, Mihai Eminescu, a văzut lumina zilei la 15 ianuarie 1850, fiind al 7-lea născut dintre cei 11 copii ai familiei Raluca și Gheorghe Eminovici. Haideți odată! Ce vă mai moșmondiți atâta? Mă vedeți că deja e târziu și până la Cernăuță e un drum de 9 poște. Lasă, Gheorghe, să le tihnească de mâncare, că până acolo cine știe unde o să vă mai apucați să îmbucați ceva. Bună ziua, domnul director! Bună ziua! Cu ce vă pot fi de folos? Doresc să-l înscriu pe băiețelul meu la școala dumneavoastră, dacă este cu putință. La sfârșitul clasei a patra, conducerea școlii i-a dat certificat de vorzug, adică bine. Mihai este înscris de tatăl său la Ober Gymnasium, în clasa întâi. Îl va cunoaște pe Teodor Ștefanelli, viitor coleg și la Viena, care îi va rămâne prieten pentru toată viața. Trupa Ștefaniei Tardini sosise pentru întâia oară în Cernăuți. Tânărul Mihai, care urmărise reprezentațiile trupei de la teatru din Botoșani și căpătase pasiune pentru ea, a însoțit-o și la Cernăuți. Ce faci, Mihai? Plângi? Profesorul Pumnul nu mai este. Îl roagă pe Ștefanele să-l însoțească la mormântul lui Pumnul. Iar de acolo s-au dus la casa care fusese odinioară proprietatea profesorului. Este ultima oară când Mihai Eminescu vedea Cernăuții.